Ședință foarte, foarte importantă la această oră la sediul Partidului Social Democrat. Să vedem cine va ieși învingător din încrâncenarea aceasta, pentru că se pare că miniștrii pe care domnul Tudose să-i dorea plecați din guvern și-ar fi prezentat demisiile și urmează votul, dacă ați mai auzit așa ceva, vot pe niște demisii și, bineînțeles, stabilirea succesorilor eventual, dacă așa se pune problema. Sunt informații pe surse, pentru că acolo s-a stabilit bruierea tuturor comunicărilor. Sunt informații care nu trebuie să ajungă la popor, dăm doar pe cale oficială ce trebuie să audă și poporul care a votat PSD, dar și pe ceilalți. Cert este că stăm și ne uităm de pe margine cu toții la acest spectacol. Este vorba despre o împărțire a funcțiilor, a contractelor, a zonelor de influență. În niciun caz nu o să auziți vreun scandal pe seama faptului că nu s-au făcut autostrăzi sau că nu s-au făcut spitalele regionale cuprinse în programul acela de guvernare. Apropo, înainte de această ședință foarte importantă, s-a dat pe surse un raport privind nereușitele guvernului Tudose. Vă aduceți aminte că s-a întâmplat fix același lucru și la Grindeanu, tot așa un raport. De data asta însă, domnul Tudose a fost cel care a creat tot acest scandal, a amenințat cu demisia. Să vedem dacă va merge până la capăt, pentru că, în afară de cei trei miniștri pe care îi vedeți, pare că și Viorel Ilie, ministrul domnului Tăricianu de la ALDE, ar fi și el gata să plece, ceea ce ar fi ciudat, pentru că înainte de această ședință, Tăricianu a spus tu și tare că nu acceptă nici demisia, nici plecarea, sub nicio formă, nici prin demisie, nici prin demitere a domnului Viorel Ilie din guvern. Nu pentru că personajul ar fi extrem de important, ei se ocupă de relația cu Parlamentul, ceva de genul acesta, ci pentru că este anchetat de DNA, iar domnul Tăricianu are un match direct cu Direcția Națională Anticorupție. Vedeți imagini în direct de acolo, de la sediul PSD, o să fie declarații, poate reușesc colegii care sunt la fața locului să afle și ceva informații pe surse, eventual poate ieși cineva, pentru că vă spuneam, toate comunicațiile sunt bruiate. Vă imaginați ce se discută în această ședință și care este miza? Ideea este că ori pică guvernul în această seară, ori pică Dragnea. Acestea două sunt variantele. O să vă prezint invitații. Îl salut pe domnul Dumitru Dragomir. Bună seara! Bine ați venit într-o seară așa de importantă, critică chiar. Îl salut și pe domnul Bruno Ștefan, sociolog, având nevoie de expertiza dumneavoastră, mai ales că e panică mare cu sondajele astea care se bat cap în cap, nu mai înțelege nimeni nimic. Octavian Bădescu, antreprenor, bună seara, bine ați venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Și Andrei Bădin, colegul nostru de la Flux 24, bună seara, Andrei. Bună seara. Haideți să vedem care au fost reacțiile înainte de această ședință importantă, ce au spus cei doi lideri care sunt acum în acest conflict major, domnul Dragnea și de asemenea domnul Tudose. Bă, de asta stăm unul cu altul ca să nu... Cum va arăta guvernarea după ziua de astăzi? Păi am văzut că e 6,1 creștere economică, deci o fi mai mare. Nu, haideți. Continuare după guvernare? V-ați spus că ați spus să demisionați dacă nu se acceptă rămânirea. Oricând începe partidul, demisionez. Da, încă un lucru foarte important de punctat la începutul acestei dezbateri, reacția președintelui Klaus Iohannis, pentru că astăzi a fost la Craiova, unde s-a întâlnit cu domnul Tudose și a spus că e un om de treabă premierul și că e cât se poate de bine intenționat în această poveste. Raluca Turcan, de asemenea, de la PNL, spune că a discutat cu Tudose în legătură cu aceste remanieri. Interesant, nu? Deci ce să înțelegem? Că domnul Tudose s-a dus, a luat sprijinul președintelui, sprijinul celor de la opoziție, s-au făcut niște cărți eventual. Da, să-l dăm și pe domnul Klaus Iohannis, că e foarte important această poziție. Eu cred că premierul e de bună credință și dorește să aibă o echipă performantă. Pe de altă parte, și românii și eu, după aproape un an de la câștigarea alegerilor, așteptăm ca PSD-ul să vină cu niște rezultate tangibile pentru români. Și dacă e nevoie de o remaniere pentru a obține așa ceva, atunci remaniere să fie. Domnule Dragomir, cine pică în seara asta? Pică Dragnea sau pică Tudose? Dragnea nu pică nici în viitorii 2 ani. Cu râsul lui parșiv așa păcălește pe toată lumea, cu zâmbetul lui parșiv păcălește pe toată lumea. Mi-a făcut foarte mult rău, dar ca politician Dragnea este tare de tot.
Da, da, vedeți, tare. Dacă e adevărat această informație că și-au depus demisiile cei patru, deja a pierdut. Înseamnă că Dudose rămâne pe funcție și patru... Doar în pălărie. Dumneavoastră credeți că acei oameni și-au dat demisia fără știrea lui? Nu se mișcă nimic fără Dragnea. Iar dacă vroia neapărat să îi facă vânt lui Tudose, îi făcea fără doar și poate. Partidul este alături de el. Numai că nu era momentul. Iar el simte acest lucru. Nu-l va ierta pe Tudose și va ieși Tudose cum a ieșit și Grindeanu pe ușa din dos și va fi mort politic. Pentru că a făcut o greșeală impardonabilă primul ministru. A făcut o greșeală. Deci urmă pleacă acum prin demisie. În momentul când a venit la televizor și a vorbit precum domnul Iohannis și cu PNL-ul despre penalii, toată țara e penală acum. Ce să mai... În momentul când a avut limbajul acesta de, pentru mine, chiar dacă este ofițer acoperit, cum spun cum spune majoritatea, este un ofițer acoperit patriot. Eu l-am simțit că este un om patriot. Poate vrea să facă... Da, sunt foarte mulți ofițeri acoperiți, au fost patrioți și sunt patrioți și luptă pentru țară. S-ar putea ca și el, dacă nu este cu dublă comandă, să nu fie ca Ponta. Da, pentru țară luptă băieții ăștia sau pentru funcții? Că eu înțeleg că e supărare mare. Domnul Dragnea și-a adus vreo 80 de piese de rezistență din Telorman. Oameni de încredere, i-a pus pe funcțiile cheie și tot baronetul a rămas cu ochii. Doamne, este normal ca un conducător să-și pună oameni pe care se bazează. Și de obicei un conducător nu-și pune omul cel mai deștept într-o funcție mare. Ia locul. Pune cam bolovanii. Ce să mai... Asta este peste tot, în toată omenirea, numai la noi. Doar nu o să pui unul într-o funcție mai deștept decât tine. Văd că și iar mai deștept decât Dragnea, sunt sute. Vă dați seama, nu o să-i pună pe băia deștepții. Pune și el mai bolovani, așa, ce Dumnezeu. Asta este viața. Așa este la noi. Cel puțin așa s-a împământenit la noi aceste strategii în decursul anilor. Dar dacă domnul Tudose sau nu știu cine a comandat lui Pieleanu acel... Da, nimeni. Zice domnul Pieleanu că nu i-a comandat nimeni. Pur și simplu a făcut un sondaj, dar o să ne explice doamna Bruno Ștefan. Dânsul este mai în cunoștință de cauză decât mine și poate să vorbească despre acest sondaj. Eu până acum n-am văzut un sondaj serios necomandat de cei interesați. Nu. Am făcut și eu sondaje gratuit. Totuși un sondaj costă. Costă în 10.000 de euro. Vedeți? Asta am spus și eu. Fac cu rugându-i pe câte unii. Totuși un sondaj înseamnă să am 80-100 de oameni care să lucreze. Poți să te milogești la 50 de sondaje de operatori. Plus taxele, plus taxele telefonice. Dar plus taxele telefonice. Sondajele gratuite sunt extrem de rare. Nu cred că... Bine, dar domnul Pieleanu se știe că e apropiat de zona de PSD, lucrează cu ei, deci în sfârșit, asta spune în mod oficial. Dincolo de asta, domnule Ștefan, cum ar trebui să interpretăm bătălia asta care se dă în seara asta și cu ce consecințe și pentru PSD, dar și pentru coaliție? Noi am mai văzut alte două bătălii relativ asemănătoare. Când Petre Roman s-a certat cu Ion Iliescu... Da, observ că intră presa. Și... intră presa, posibil să se pregătească declarații. Așa, și când Radu Vasile s-a certat cu Emil Constantinescu și cu conducerea PNTS-ului atunci. Acele două cutremure, cele două certuri au avut consecințe mari. Aștericianu cu Băsescu, ci... Nu, dar spun, ei s-au certat și cu conducerea partidului lor. Nu, Iliescu era președintele de fapt al PSD-ului atunci când Roman s-a rupt. Emil Constantinescu era președintele CDR-ului de fapt, nu? Și s-a certat și cu Ion Diaconescu, care era președintele PNL-ului care l-a pus. Deci certuri de genul ăsta noi am mai văzut. Efectele însă acum vor fi diferite. Pentru că eu
cred că nu vor duce la rupere, așa cum a încercat Radu Vasile pe vremuri sau Petre Roman și mai de mult, și vor încerca să pună puțin Batista pe țambal, să sacrifice acești 3, 4, 5 câți miniștri se vor sacrifica, pentru că, așa cum a spus oarecum corect, să nu generalizez, dar într-o tendință mare, sunt bolovani. Nu sunt niște vipuri, așa cum ne obișnuisem în politica anilor 90, când se creau miniștri, erau personalități și cu ceva mai mult stipe. Așa, în ultima vreme se pun în funcții personaje pe care, dacă le dai la o parte, nu simți că pierzi ceva deosebit, decât că, pentru că spui la loc un alt bolovan, un alt pion, că îl schimbi pe asta cu un altul, ei oricum vor fi un nou name în politica viitoare. Certurile care au fost pe vremuri, păi alea acolo se băga Traian Băsescu, care era un ministru, nu era un bolovan, că a ajuns ulterior președinte de țară. Erau alți miniștri care făceau jocurile la altă forță, de aceea ruperea era puternică, pentru că interveneau și ei. Aici nu vor interveni. Miniștrii sunt pur și simplu niște pioni care vor fi sacrificați. Și de asta conflictul se va stinge acum. Eu cred că Dragnea va înghiți, nu o să-i convine și probabil va lovi mai târziu pe Tudose. În seara asta probabil îl vom avea victorios în etapă. Bun, pe dar Tudose, dacă s-a băcat în povestea asta să-l înfrunte pe Dragnea la modul ăsta, el știe că chiar dacă rămâne pe funcție și se face un compromis în seara asta, e o chestiune doar de timp până când va fi executat într-un mod oribil. Iertați-mă, când am venit în mașină, eu l-am auzit pe Dragnea când a spus în felul următor: am greșit, dacă vreți să mă pedepsiți, vă rog să mă pedepsiți. Doamne, mai adreacă falsitate decât asta nu există pe pământul ăsta. Acolo era vorba despre conducerea Curții de Conturi, unde l-a pus pe Mihai Buțuioc, băiatul lui, și pe domnul Florințu Naru. Am greșit și a dorit să mă pedepsi, am greșit, recunosc că am greșit. Dar și acum la fel a spus că e o problemă de comunicare și că își asumă toate problemele astea. Aș vrea să-l întreb. Da, e tare om politic, asta e... O să vedem în seara asta cât de tare, da, pentru că în 10 luni... Fac un pariu aici, numai el câștigă. Bine, o să vedeți. Durează 2 ore emisiunea, să vedem. Dar își pierde miniștri. Vă întreb și pe dumneavoastră, din zona afacerilor, și vreau să vă întreb, păi, bun, ok, guvernul ăsta sau guvernarea asta a început acum 10 luni, a trecut deja printr-o remaniere, printr-o cădere a guvernului, prin moțiunea de cenzură, ne pregătim de alta. Ce înseamnă pentru economie și pentru omul de afaceri care vrea să facă ceva? Vorbim despre split TVA, despre o grămadă de măsuri economice. Vedeți care e tragedia în această țară? Statul și politicul are un rol din ce în ce mai mare, dar calitatea oamenilor care reprezintă e din ce în ce mai slabă. Asta e tragedia, pentru că expansiunea statului, acest cel mai periculos flagel al lumii de azi, afectează stabilitatea în zona economică. Spunea domnul Dragomir mai devreme că în România șefii nu se pun mai deștepți decât tine. Cred că depinde. În zona de business și în zona antreprenorială, noi căutăm oameni mai capabili decât vorbeam noi. Vorbeam de oameni politici. Da, e adevărat. Știu. De acord. Dar asta este trist, că în zona politică se întâmplă așa, când totuși performanța vine din a te înconjura de oameni mai deștepți decât tine. Pentru că te completează. Și așa organizația poate să meargă înainte. Din păcate, în zona politică nu se întâmplă zona lucruri. În zona politică lucrurile funcționează. Nu le-am inventat noi, le luăm din afară. Așa este. Ce mi se mai pare trist aici este că agenda asta despre care se vorbește aici este un pic paralelă de interesul pe care îl vedem noi în zona României. Adică noi avem niște problematici ce țin de forța de muncă, de lipsa de forță de muncă din privat, nu, da, de taxare, de birocrație. Iertați-mă că vă întrerup. Deci, lipsa investițiilor. Observ că e o mare miză la acest minister al transporturilor. Da? Se ceartă pe ministerul ăla și în guvernarea Grindeanu, la fel se certau. Dar de ce vă certați, domnii guvernanți? N-am văzut să fie supărați că nu avem autostrăzi, că sunt probleme în ceea ce ține de transport. Da? Călătorim cu trenuri vai șamar pe autostrăzi. Dacă avem, dar nu prea avem nici autostrăzi. Deci nu e discuția, nu este asta. Discuția este pe cine ia contractele de acolo. Care gașcă ia contractele de la Ministerul Transportului? Asta e problema lor. Cu cât e bugetul mai mare, cu atât este cearta mai mare. De aceea noi trebuie să minimizăm. Păi uitați-vă la Ministerul Dezvoltării, unde e doamna Sevil Șaide. Acolo se împart banii pentru tot baronetul. Da? Acolo e miza și... Dacă din zona politică am scoate elementul numit bugete, 99% din oamenii din politică ar ieși din politică. A, evident. Dacă nu ar mai exista implicare legată de bugete în zona politică.
Andrei. Da, bine, Broiașul e la PSD din 2002, dacă nu mă înșel, deci nu e o noutate. Dar a început fără Broiaș, pentru că au apărut niște... Nu, a început da, cineva? Cu ce? Okay. Din și la noi, la site. Deci, cum știm de unde vin, le dăm, să și le dea singur, de voie. Acum, dacă informațiile se confirmă cu demisiile celor patru, atunci pare că domnul Tudose a câștigat o bătălie, să vedem dacă va câștiga și războiul, fiindcă sunt de acord cu domnul Dragomir aici, nu va fi un învingător cert în această seară. Dacă va câștiga această bătălie, însă va avea un efect, spun eu, un pic pervers pentru domnul Tudose, fiindcă toată lumea îl va vedea acum ca singurul responsabil de guvernul pe care îl conduce. Așa, asta e o extraordinară... Nimeni nu va mai vorbi de Dragnea și de PSD. Tudose și-a asumat, e singurul vinovat de acum înainte. Acum, să vedem și înlocuitorii celor patru, că fie, și asta e important. De altă parte, să vedem și ce va face domnul Tereceanu, fiindcă dacă penalul cu ghilimele, cum îl cheamă? Viorel Ilie, își dă demisia. Așa. Nu, rămâne în guvern, atunci au PSD-iști o problemă și Tudose are o problemă. Adică s-au... Pleacă ai noștri de rămâna... Rămâne ăla și plus că din câte știu eu și doamna Olguța Vasilescu cu ghilimelele de rigoare la fel de penală ca și ai noștri. Dar de doamna Vasilescu nu a spus nimic, ceea ce arată că domnul Tudose a fost atent cu cine se bate în bătălia asta. I-a luat... pe doamna Șaide, care înțeleg că oricum vrea să plece, doamna Plumb, pe care nu o iubește nimeni prin PSD, și băiatul ăla care pozează prin reviste și care nici ăla n-are niciun sprijin în partid, ca să fim sinceri până la urmă. Cuc nu mai vrea domnul Bădălău de la o vreme încoace și a... Care e problema lui Bădălău? Nu știu, nu mai vrea pe Cuc să o fie certat sau ăla micu nu vrea să facă ce trebuie. Oricum, apropo de Ministerul Transporturilor, nu mai văd care e miza că au tăiat toate investițiile și toți banii. Păi asta... Deci, până la urmă, deci pe ce se bat? Acum, ce va urma în perioada următoare? Cert e, cum spunea domnul Dragomir Dragnea, va aștepta la cotitură. Și cum băiatul ăsta, hai să fim serioși, că nu-l prea dă inteligență afară din casă, mă refer la Tudose, va face gafă după gafă. I s-a urcat deja la cap și deja are aer, că e cel mai tare, dar cel mai... Dar deja au făcut raportul cu neîndeplinirile. Stai puțin. Dar ce a făcut? 40 și ceva de puncte. Așa, și ce a făcut? A făcut ăsta ceva? Păi n-a făcut, da. Așa, în afară de calitatea că vine de unde vine, n-are nicio calitate, hai să fim sincer. Și să vedem urmașii, fiindcă dacă vin băieții ăia dați pe surse, păi atunci înțeleg că avem guvernul SRI-ului. Deci cine este în cărți? Să păi Marius Nica la Ministerul Fondurilor Europene, băiatul ăla care racula jurnaliști la Serviciul Secret al Armatei, după aceea a trecut la SRI, care a fost consilierul doamnei Plumb, tovarășul ăla Vlase, care tot la fel a predat la SRI și a făcut doctoratul acolo, care mai toți din ăștia, numai din ăștia. Din grupul de la Cluj? Domnul Ciolacu, din grupul de la Cluj nu vine nimeni? Nu. Aia sunt mai, sau mai extizi, nu mai Cluj, e mai așa. Citeam mai... astăzi că l-a reactivat pe domnul Rus. Păi l-a reactivat mereu. Doamne, Rus are minte cât toți la un loc, ascultați-mă ce vă spun. Stau și mă întreb, atunci când și-a dat demisia Rus de la Ministerul Transportului, când erau PSD-ul în culmea fericirii și ăsta, da. N-a spus niciodată. De ce a plecat domnule de la... Păi a vrut să plece, că dumneavoastră știți pe domnul. Îi se cereau bani de la Ministerul Transporturilor să dea pentru partid. Iar el a spus, nu mă duc la pușcărie la 60 de ani. Bine, a fost și înainte la Ministerul de Interne. Eu l-am cunoscut și este un tip foarte deștept. Da, dar deștept. A făcut declarația aia ca să fie... Ca să plece. Acum am auzit că au activat doi isteți. Așa. Bă, și deștepți. El și Gușe. Și Gușe era pe lângă grupul de la Cluj. Dar acum văd Gușe că... cu Tudose. Doamne, el cu Dâncu, cu Coldea, cu Maior, cu ăsta sunt o gașcă puternică, să știți. Este ordin de zi pe unitate. Să știți că, și dacă vin de partea lui Dragnea este superstar. Dacă nu vin de partea lui Dragnea, e de aranj. Eu zic că deocamdată în continuare se va juca și se va vedea, dar aș face o corectură. Acel domn Busuioc pe care l-a pus la Curtea de Conturi, îmi pare rău, ăsta nu-i PSD-ist, ăsta e pedelist. Ăsta a fost pe vremea doamnei Udrea, mare șef la cadastru și după. Așa, și nu s-a schimbat între timp. Nu, a trecut, nu, a trecut și partea la mâine sunt pedeliști, nu, nicio problemă. Din nou au pus bine și gata, l-au și luat în bâză. Dar băieții ăștia care trec sunt la putere sub toate partidele.
și în general antagonice, băieții ăștia în general vin din altă parte. Adică din zona serviciilor, zici tu. Păi dar nu, nu l-a găsit pe stradă, nu l-a găsit pe stradă, nu poți să ai o funcție, ca și în trecut, nu poți să ai o funcție mare fără aportul serviciilor. Nu se poate, nu știu câți ani la putere, în funcții de astea, la cadastru, la guvern, la nu știu ce. Era clar că ăsta nu l-au găsit pe stradă. Deci, hai să vorbim puțin despre numele care sunt vehiculate, pentru că și asta e important. Dincolo de asocierea asta cu zona serviciilor, de cine sunt apropiați? De cine sunt apropiați? De exemplu, Nica, în acui tabără joacă? Vlase, în acui tabără joacă? Ciolacu cu cine e? Cu Tudose? Că am avut noi discuția asta. Sau cu Dragnea? Ciolacu cu Tudose sunt parteneri de vânătoare pe acolo, pe la Buzău, cu ăsta, cu Vlase, ăsta care e din zona Bacăului. Așa, deci e un grup acolo pe partea. Că toți sunt puși de Dragnea. Ce tot ne mai dăm după ce? Nu mai de Dragnea. Nu mai de Dragnea, domnule. Sunt puși toți. Nu mai de Dragnea. Păi tu doar de cine a fost pus? De mine? A fost pus de Dragnea. Dom'le, puterea aici puterea supremă în această țară e în mâinile a trei oameni, domnule. Vă spun precis. 1. Iohannis, 2. Dragnea și 3. Maior. După aceea sunt cu Oldea, Chiove și ceilalți, care, grupul de la Cluj și încă vreo 6, 7, 8, 10. Dar cine e elefant? Eu cred că e de la coada listei dumneavoastră, sunt mai elefanți decât aia primii. Domnule, încă o dată, eu trăiesc de ani de zile și pe regimul celălalt și la suprastructura acestei țări. Atâta răutate ca în ultimii 10 ani nu am văzut în România asta. Și mi-am pus și eu întrebarea. Oare e din cauza sărăciei? Oare e din cauza influenței externe? Oare este lupta pentru avere? Câte puțin din fiecare. Răutatea unde, doamna Dragomir? În populație sau între politicieni? Răutatea s-a transmis, doamnă, de la politicieni către inclusiv către ultimul om sărac din această țară. Pentru că el vede săracul care a muncit o viață întreagă la CAP-ul ăla lui și îi dă pensie 500 de lei, iar altul care n-a muncit absolut nicio zi ia 600 de lei ajutor social. Păi tot opera politicienilor. M-a sunat un inginer miner și mi-a spus în felul următor astăzi din Valea Jiului că dacă nu schimbă legea 192, asta cu minerii care au fost ieșit acum la pensie, au dublu decât ăia de acum 2 ani. Nu se poate așa ceva. Deci trebuie să existe ceva în această țară în care să fie toată lumea mulțumită. Nu o să fie niciodată. Dar măcar, eu știu, 20-25% din această țară dăm. Da, regulile egale pentru toți, dar nu e numai la pensiile speciale. Da, am avut ceva mai devreme și o să avem imaginile de la ședința PSD. Se pregătesc declarații, ședința este pe final. Abia așteptăm să auzim ce s-a hotărât acolo, dacă pică guvernul sau pică Dragnea. Despre asta este vorba. Dragnea nu pică niciodată. Nu, dar eu aș vrea să reamintesc o dată, câțiva cei mai inițiați o cunosc. Cred că 25 aprilie 2016. Este domnul Zgonea foarte supărat la Camera Deputaților pe hol. Dragnea să-și dea demisia ca candidat la șefia PSD. Uitați-vă pe imaginile de atunci, se vede ușa deschisă la biroul lui Zgonea. Cine era în biroul lui și aia care l-au împins de la spate? Ciolacu, Tudose. Aceeași trupă. Atunci Dragnea i-a făcut. Acum să vedem. Domnule Bruno Ștefan, spuneați mai devreme că Tudose a fost pus de Iohannis? Nu a cerut Iohannis ca el să fie premier. Ea au bătăt câțiva. Iohannis a semnat. Păi el l-a vrut. Păi haideți să explicăm, să înțeleagă oamenii, pentru că domnul Iohannis acum din nou apare în ecuație, în situația în care s-a retras din ecuație, îl băgăm de geaua. Păi tocmai i-a oferit sprijinul astăzi, i-a anunțat că e foarte bine, că e un om de bună credință și să facă remaniere dacă asta vrea. Pe ce să fac? Cu un asemenea sprijin, eu cred așa că Dragnea știe că pierde în chestia asta, încearcă să piardă cât mai puțin, având sprijinul partidului, când partid se răfuiesc acolo, va încerca să-și pună el
urmași pe acele ministere, nu cine o să vină Tudose. Probabil o să fie o negociere, hai ți-l las și ție pe unul, lasă mie doi sau trei. Bine, acum știi cum e, Bruno, ok, pui un ministru, dacă îmi dai 5 secretari de stat care să-i tăi, poți să-l pui și pe... Știu. Bun, cine? Dom'le, normal, partidul e în toate, nu? Așa, după timpuri. Era și este. Pe vremea, vremea noastră era partidul și miliția sunt în toate. Nu, securitatea. Securitatea, da. Dar securitatea și miliția de atunci nu au făcut atât rău cât au făcut serviciile, binomul, nu serviciile, binomul acestei țări. De acord, pe, dar așa, pe premiza să desfințăm corupția din România, mii de oameni, datorită acestor legi idiote din codurile noastre false, pentru că Curtea Constituțională a spus că sunt peste 100 de legi în afara legii. Ceva Parlamentul? Guvernul? Nu, dar vreau să spun, cei care sunt la putere acum, aceștia sunt de vină. Iar cel mai, să nu vorbesc așa, cel mai șmecher, să zic, să vorbesc în limbaj fotbalistic, așa, din tot guvernul ăsta, așa, este ministrul justiției. Profesorul ăsta de la Iași, care este un băiat deștept, eu vă spun, ăsta va fi președintele țării, o să vedeți, dacă știe să joace. Asta e prea... Păi am văzut că deja a intrat în niște măsurători, domnul Tudorel Toader. Intră în cursă cu... Ascultați-mă ce vă spun. Îi pui o întrebare despre castraveți, vorbește despre vaca de mulți. Și Teiurește are vocabular bun, îl prinde bine pe sticlă. N-are harismă, domnule. Cine, domnule? E diabolic, ascultați-mă ce vă spun. N-are carismă, n-are ridică. El seamănă așa cu un de la dalmatale. Păi ce-ar vrea să fie Florin Piersic acum? Eu vreau să-l spun că ca om politică este tare. Probabil el va mai juca politic. Dar ascultați-mă, am spus-o tot aici sau am spus-o în altă parte. Sunt două categorii de oameni. Oameni care vorbesc mult și nu spun nimic și oameni muți care nu spun nimic. E, dânsul face parte din prima categorie. Vorbește de rupe pământul, nu spune niciodată nimic. Și nici nu... Ascultați-mă, tare mă tem... Și asta înseamnă să fii bun politician în România, da? Pe primul loc asta în politică. Uitați-vă, trebuia să bage asta, să dea drumul la legea răspunderii magistraților și la schimbarea codurilor de cel puțin 5 luni de zile. Nu e el ministru de 5 luni de zile. Dar trebuia să intre în parlament. Ați auzit să ceartă între ei? Toți vorbesc de treburile justiției, dar nimeni nu se implică. Păi nu pentru că Dragnea ori este prins, ori este fricos, așa. Iar ălălalt este de o... să nu zic perversitate, că atunci... Deci ei vin, spun la televizor niște chestii pentru un public a dumneavoastră și în realitate vă driblează, nu? Dom'le, ei centrează, ei driblează, ei dau cu capul. Și în schimbul ăsta își negociază fiecare personal libertatea. Dom'le, el vine dintr-o lume universitară, o lume în care vrea să se întoarcă pe urmă și din care a trăit și din care vrea să mai trăiască. Lumea nu și-a păstrat postul, domnule. Nu este că îți păstrezi postul, te întorci cu un nume pătat în lumea aia, chiar dacă ai post. Păi ce să fie lumea bună? Dacă face ceva bine, dacă schimbă niște legi strâmbe, dacă îndreaptă niște legi strâmbe... Păi nu le îndreaptă. Nu, domnule, corn la corn nu scoate ochii, domnule. Un om de știință trăiește și cu mintea în comunitatea oamenilor de știință, pe când un om politic nu trăiește cu mintea în comunitatea celor pe care afectează prin legile alea. Păi atunci de ce e un politic ministru? Iar venind din lumea academică, vede lucrurile mai altfel. Și este normal să aibă niște rețineri. Da, dincolo de Tudorel Toader, domnul Iohannis a zis astăzi cu subiect și predicat că se mai gândește dacă pică și guvernul ăsta, se mai gândește dacă dă guvernarea celor de la PSD. Dar cui să dă? Și cine? Nu Toader trebuie să-i dă. Cui să dai guvernarea? Domnule, eu vreau să văd momentul ăla, să vină doamna Turcan în locul domnului Pop la educație. O să vină așa la Așa, deci în locul lui Tudor se vine Ludovic. Orban a lămurit. Amândoi, cred că așa se califică. Nu știu care e mai bun la șpriță. Cred că Orban, că e mai tânăr. Nu bea de mult. Acum știi și tu, nu? Așa, care mai e pe acolo de vrea să fie ministru? Mai știți vă unul pe la liberali?
Domnul Predoiu, la justiție, da, care a făcut codurile celebre ale... Hai să vedem declarația lui Klaus Iohannis, pentru că e foarte importantă. S-au agitat foarte, foarte tare PSD-știi când au auzit că e posibil să nu mai primească guvernarea. Liberalii s-au agitat cei mai tare. Aoleu, Dragnea, așa a spus. Liberalii erau în frate pe aoleu. Este o nuanță. O nuanță, dar știi ce a zis în ședință? Știi ce a zis în ședință? Că el la trei ore la Iohannis nu se mai duce. În varianta pe sârse. Nu se mai duce la Iohannis. La Real nu știm ce a propunere de premier. Au atâtea falsitate oamenii noștri politici de nedescris. Da, haideți să revedem până apare domnul Tudose și domnul Dragnea. Haideți să vedem, să le revedem pe Iohannis astăzi când i-a amenințat că le ia guvernarea. Dacă și acest guvern ar cădea, atunci cu siguranță ar trebui să îmi pun întrebarea la modul extrem de serios dacă PSD-ul ar mai avea capacitatea să guverneze. Deocamdată nu suntem în această situație. S-ar putea ajunge la o situație din asta? S-ar putea să ajungă să-și pună întrebarea, iar până când își dă răspunsul singur, s-ar putea să n-aibă cu cine să facă nouă. Trece anul. Da. Deci, cu cine să facă? Că am mai zis că nu vrea guvern democrat, că s-a învățat minte, că l-au dus să ia în cap la alegeri. Deci pe cine să pună? Hai, la Gorghiu, la Abdul Turcan, care mai e pe acolo? Tragedie că nu sunt alternative. Dar vedem că PSD-ul se cam rupe. Deci... Ești mai măsurat așa? Pe cei de la PNL mai... Nu, am văzut sondajele că, indiferent că arată scorul diferite, arată totuși un PNL... mai măricel, 1,27, altul 30, e mai mult decât 20 cât a luat la alegeri, deci tendința este totuși una de creștere. Dar bănuiesc că asta este o tendință naturală, nu? Se erodează ăștia și cresc cei care stau în altă țară. Nu, ei nu s-au erodat, uitați-vă că PSD-ul n-a căzut. Nu, au căzut altceva. IMAS-ul zice că au căzut 10%. Da, uitați-vă că USR-ul a căzut mai mult decât prin plecarea lui Nicu Șordan. Uitați-vă că PMP-ul este tot mai scăzut pentru că nu mai e vocal la fel cum a fost în plină campanie electorală. De asta se reașează lucrurile altfel în opinia publică, dar eu cred că are cu cine să facă guvernul dacă Iohannis își dorește, pentru că e suficient să pună pe cineva și veți vedea grupul lui Ponta, grupul lui Tudose, grupul nu mai știu care vor pleca din PSD. Nu, se vină Cioloș din nou, domnule. Nu vă spun eu că nu o să mai fie, s-a fript cu lucrul ăsta și... Toader să vină. Nu se va întâmpla. E băiat deștept. Puțin, dacă se ajunge într-o situație din asta de criză, ceva trebuie să se... Încep negocierile. Chiar dacă Andrei nu vede acum cu cine ar putea să facă, e musai să găsească... Domnule, printre puținii oameni politici din această țară este Tăricianu, domnule, un om serios, care când vorbește... Înțelegi ce spune? Domnul Dragomir, dacă îmi zice de lovituri de stat la fiecare cuvânt, domnule, chiar e serios? Domnule, păi hai să o luăm matematic. Și de ce credeți că n-a avut dreptate? Ne-am zis că păi hai să o luăm matematic. Domnul Tăricianu, lovituri de stat. Da, hai să o luăm matematic. Deci dacă pleacă Tudose, ceea ce nu pleacă acum, dacă o pleacă într-un viitor, să zicem, relativ apropiat, mai pierde PSD-ul încă 4 ca Ponta. 4-5, atât a plecat și Ponta. 4-5 n-a plecat mai mult. Deci atunci va fi la limita să aibă majoritatea în Parlament. Îi trebuie, în această variantă, ca să fie sigur, cu UDMR-ul. Da. Deja au ținut-o băgat la sertar în proiectul ăla de lege propus de UDMR acum două zile, cu 15 martie, zi națională, nu știu ce, nu se știe când vine momentul să negociezi. Poate să vină momentul să negociezi. De partea elaltă, la liberali. Liberalii cu ce se facă cu majoritatea? Au 20%, cu 6% PMP, 30, USR? USR-ul 6-7, câți au mai rămas din ei, că înțeleg că fug, ba pe la PSD, ba pe PNL. Hai să le zicem 8 și aia, 8, 38. Până la 51 e viața lungă. Dar de ce vorbiți? Păi nu vă gândiți că tot de la PSD
E doamna Firea care este o doamnă serioasă și degeaba o critică. A venit de la moaște și a văzut că a sărit la gâtul. Și ce dacă, domnule? Domnule, încă o dată. Este o crimă să fii credincios în țara asta? Nu. Dar să o faci tu singur, nu să mergi cu tot voluntarul după tine la ei. Cum? Dar iar nu, domnule. Banii statului. Nu, vă contrazic total. Gratis mergeau cine? Nu, vă contrazic. Eu spun că a făcut un lucru absolut deosebit pentru credincioșii din voluntari. Iar joacă foarte bine doamna Firea, indiferent ce îmi spuneți mie. Joacă, nu va pleca joacă foarte bine. Premier în niciun caz. Da, nu, nici premier, ci nici la președinție nu se duce. Deci, doamna Dragomir, mă uitam la domnul Tudose, a venit cu discursul ăsta, cu penalii, cu Bruxelles, cu Uniunea Europeană, în sfârșit. Teme absolut străine PSD-ului. De acord cu dumneavoastră. Absolut comune în tabără cealaltă. Da, și comune și cu președintele. Deci, ce să înțelegem? Că a fost prelucrat de tabără asta și scos? I-au dat puntăși. Fără îndoială asta. Da? Nu e o problemă. Dar, încă o dată, s-ar putea să fie duplicitar, dar să fie un duplicitar patriot. Și atunci îl iubește toată lumea. Nu, să facă ceva pentru popor. Că pentru țară nu poate să mai facă, că noi nu mai avem țară. Noi nu. Țara noastră este vândută. 30% din pământul patriei este vândut. Apa e dată la francezi, gazele sunt date la austrieci, la ruși. Și la ruși, și la ruși, la austrieci. Politicienii ăștia, ziceți, naționaliști. Nu ce au dat? Nu. De la Năstase nu, până... Nu se putea face fără trădători. Trădători de neam. Iar când aud că binomul atacă numai oamenii de naționalitate română să nu cumva să ridice, nu cumva să cumpere la mai mult de 100 de hectare de pământ pe el călare, să nu cumva să facă cu o fabrică direct la pușcărie cu el, oamenii de afaceri, oamenii de afaceri, doamnă, este foarte ușor să spui că fură. Uitați, eu nu m-am întâlnit cu pescariul ăsta și nu o să fiu de acord niciodată cu ce a făcut el. I-a dat în gât pe atâția, poate ca să scape el. Dar aud acum la televizor că baza aia de acolo, nu știu ce prejudicii a adus. 100 de milioane de euro. Doamnă, nebunii sunt care spun asta. Păi el a băgat, era un teren de gunoaie încă o dată acolo și el a făcut o frumusețe pentru bucureșteni. Și plătește la minister 9.000 de euro. Și ce înseamnă, domnul Dragomir, 9.000 de euro? Că sunt și dumneavoastră unul de afaceri. Știți că 20 de salarii la minister. Astea sunt. Nu, dar, pe piața liberă, cât înseamnă 9.000 de euro? Dar de ce vorbiți așa? De ce nu spuneți ce făcea Bucureștiul cu gunoiul acela? Spuneți-mi, păi că era un teren cu gunoaie. Păi dacă există politicieni deștepți și naționaliști, poate făceau. Acolo și... Păi vedeți? Domnule, știți de ce? Suntem geloși unii că alții au furat mai mult decât noi. Asta este în țara asta. Pentru că atât DNA-ul cât și marea majoritate a procurorilor au luat-o pe un drum greșit. Nu așa se calculează o pagubă. Dom'le, dacă a făcut omul ca ăla, Puiu Popovici. Dom'le, nu-i cunosc pe acești oameni, încă o dată vă spun. Dom'le, dacă Puiu Popovici a făcut ceva pentru Bucureștiul ăsta, se duc mii de oameni, zeci de mii de oameni acolo și a băgat atâția bani. Și tu îl condamn 7 ani de zile că aduce bani și dă locuri de muncă taxe, și astea și taxe la stat, atunci noi suntem nebuni, domnule, nu înțelegem capitalismul. Noi nu înțelegem capitalismul, domnule. Noi vrem înapoi în comunism. Păi eu pe timpul comuniștilor eram capitalist. Iar acum pe timpul capitalismului sunt comunist. Eu zic că s-a furat cam mult, domnule Dragomir, în țara de asta. De acord cu dumneavoastră, dar nu hoții cei mari sunt la pușcărie. Sunt guguștucii la pușcărie. Asta, apropo de asta, că tot de la o anchetă penală s-a ajuns în situația asta de a discuta dacă mai avem din seara asta guvern sau nu. Doamna Sevil Șaide, doamna Rovana Plumb, toți ăștia sunt luați pe la DNA. Fix, ce vine are doamna asta, Sebi? Păi ea a semnat cum ce vine are. Și de mai a semnat asta dacă a greșit cu ceva, fac un pariu aici cu toți.
Asta este super profesionist. Nu, dar atenție, toți au semnat pe baza hârtiei făcută de la acea vreme a ministrului apelor, doamna Lucia Varga de la PNL, care nu există. A, de ce vorbim de Belina? Da. Hai, dumne, lăsați-mă, n-ai bine face. Păi ce făceau, dumne, cu Belina aia până acum? Păi ce tot, dumne? Că au furat Dunărea. Doamnă, așa și că ăștia. Domnule, eu n-am nimic cu Dragnea asta, domnule. Ăsta m-a dat afară din funcție cu ponta. Deci, domnule, încă o dată, au făcut lucruri frumoase, domnule, acolo. Au populat cu pește, n-au lăsat să împută balta. Și, domnule, când faci un lucru bun în țara asta, te bagă la pușcărie, domnule. Aici e nenorocirea. Domnule Dragomir, deci acolo trebuiau să facă bază ca la Pescariu, da? Pentru public. Da. Și n-au făcut nimic. Păi era în proiect. Se ducea el singur și proiect. Cu... De unde păi știi că nu făceau? Până anul viitor în noiembrie, dau până înapoi. Păi vedeți? Vedeți? Deci... Dar el în perioada asta a plătit taxe. A creat locuri de muncă. Nimeni nu vorbește de lucrurile astea. Nu, dumne, ai furat. La pușcărie. Mai ales dacă ești român. A, dacă era străin și dădea un pic de șpagă. Nu se întâmpla nimic. Dumneavoastră, ce zonă vedeți? Că tot din nu zona cred că e o problematică între români și străini aici. Cred însă că statul și politicul este destul de agresiv la adresa mediului de afaceri, la modul general. Fără să facă deosebire prea mult între afacerile corecte și incorrecte, pentru că nu știe să facă această deosebire, pentru că nu au experiență de afaceri. Și atunci nu reușesc să discernă ce adaugă valoare realmente și ce nu adaugă. Uitați, acum au cășunat pe multinaționale. Și păi dumnezeu, da. Ei cum vorbesc la presă? Capital, cum vorbesc la presă ceva? Ei se sesizează din oficiu. Dar nu înțeleg nimic. Nu înțeleg o parte din ei. Marea majoritate sunt oameni deștepți. Nu sunt, dar sunt 2-3 cozi de topor puși. Alo, arde-l pe ăla. Ia-l pe ăla. Fă-l pe ăla. Arestează. Percheziții. Asta e în țara noastră. Asta este. Da, acum vă întreb altceva, doamne Dragomir. Băieții ăștia se bat, uitați-vă în ce situație au adus. Deci sunt în stare să arunce țara în criză. Da? Tot pe interese. Numai ca să pună ei mâna pe contracte, pe bani, pe funcții. Tot pentru interese. Și atunci, că vorbim despre abuzurile și despre anchetele însura de la DNA, dar cineva trebuie să stea cu ochii pe ei. Dar care e soluția? Care este soluția? Nu e soluția este să micșorezi borcanul cu miere? Deci dacă vreți că se fură atâta, singura soluție este să micșorezi borcanul cu miere. Asta înseamnă reducerea rolului statului în economie. Înseamnă plafonarea superioară a cheltuielilor bugetare. Înseamnă să lași mai puțin bani. Da, ce spuneți? Plafonarea nici superioară. Nici măcar liberalii n-au asta program. Asta e tragedia. Pentru că nu înțelegem capitalismul, domnule, încă o dată. Bravo, felicitări. Mulțumesc. Dar asta este realitatea. Sunt de acord. Noi ne împrumutăm permanent. Stat minimal. Da, și trebuie să, de exemplu, să interzicem prin lege deficitele permanente. Deficite an de an ne împrumutăm. Cine o să le plătească pe astea? Asta e și problema e că din nicio zonă a spectrului politic nu vine alt tip de gândire. E o mentalitate etatistă. Liberalii sunt la fel de comuniști. Pentru că n-au lucrat în privat. Asta păi este problema cu nimeni. Atunci unde e mai angajat domnul Dragnea pe cei 80 aduși din Telorman dacă dumneavoastră zice să se restrângă? Ei, sunt de peste tot. Trebuie și să se ducă și în de la Bine Gătiți să vot 30. Doamna, am dat exemplu asta, că mii de oameni angajați în Telorman. Avem o criză a forței de muncă în zona privată și avem un excedent de personal în zona de stat. Soluția logică aici nu este să facem un transfer profitând de actuală conjunctură economică favorabilă. Nu este să facem un transfer între zona de stat și zona privată pe forța de muncă. Noi visăm la repatriere de români, care e o soluție bună, dar durează mult și e greu de făcut. Visăm la import de forță de muncă. Din nou, sunt alte tipuri de problematici, de culturale și așa mai departe. Și am 1.200.000 de bugetari, 300.000 de oameni în companie de stat. Prin ministere. Cu domne, am mai spus aici, Agenția pentru Controlul Semințelor, e la fiecare județ. Ce face, domne, Agenția pentru Controlul Semințelor? Doamne, uitați-vă, la această oră în București sunt peste 300 de blocuri în construcție. Doamne, Dragomir, trebuie să fie foarte important. Foarte important, vă dau cuvântul cu blocurile în construcție. Bine. Pauză și revenim. Direct, e o miză foarte, foarte importantă în această seară să vedem ce s-a decis în ședință, dacă domnul Tudose rămâne la Palatul Victoria și continuă activitatea cu întreg cabinetul sau demisionează, pică guvernul și ce se întâmplă mai departe. PSD va trebui să propună un alt premier, președintele s-ar putea să-l refuze. Cum ar fi să-l propună domnul Tudose?
cum ar fi să-l propună domnul Tudose tot pe să-l propună domnul Iohannis tot pe Tudose.